Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou episod din minunata noastră serie de GTA 5 Online. Ei bine, înainte să începem, m-aș bucura și eu tare mult dacă într-o zi de sâmbătă dimineața la ora 6 toată lumea care ar privi clipul ar apăsa butonul de like, să vedem cine mai este activ la noi pe seria asta și cine își dorește cu adevărat ca seria să continue cu foarte multe episoade, pentru că gândiți-vă că am aproape 200 de episoade și dacă vreți să dublăm, să triplăm numărul ăsta, tot ce trebuie să faceți este să mi-arătați aprecierea voastră față de această serie și cum faceți voi asta, bineînțeles, apăsând butonul de like. Pe mine mă motivează foarte mult să văd că vă place munca pe care eu o depun și de aceea mă bucur eu tare mult când văd acolo la clipurile mele foarte, foarte, foarte multe vizualizări și like-uri. Ok, v-am promis în episodul anterior că voi tuna această mașină care are 6 perechi de roți, de fapt 3 perechi de roți, în total fiind 6 roți. Bun. Este o mașină de-asta off-road care urcă aproape pe orice munte, deal sau mai știu eu ce altă dificultate, rampă eventual, și am un design în minte foarte interesant pentru ea, și hai să o tunăm la maxim, să-i punem tot felul de chestii în plus care o ajută să fie mai off-road de atât. Și am vrut să fac aici un mic drift, dar din păcate nu mi-a ieșit. Bun, ce bine stă pur acum, uit la mine. Bun, da, sunt foarte modest, narcisist, cum vreți să-mi spun. Ok, am un design deja gândit dinainte, deci nu va dura foarte mult să o tunez și apoi voi merge pe Ciliad eventual să vedem dacă într-adevăr urcă pe orice, da? Bun, vom pune armura, bineînțeles, totul la maxim, frâne nu mai zic, deci totul la maxim, dar designul contează cel mai mult, dar bine și tuningul pe partea de eficiență. Ah, stai că n-am vrut să fac asta, doamne. Stai că am crezut că sunt altceva. Nu, îmi place... Stai, îmi place mai mult asta. Ok, cea pe care am pus-o într-adevăr îmi place cel mai mult. Chrome. Da, o să pun asta pentru că o să vedeți de ce. Luați ce blurat se vede aici, dacă vedeți, parcă se vede așa blurat, mă rog. Bun. Așa, motor. Da, mamă cât îi crește, uitați-vă la bara aia albastră, ești nebun. Exploziv, nu, grilă. Yeah. Chrome, ok, o să luăm pe asta. Hood. Hai să vedem cap. Nu-mi place roata asta așa, v-ați zici că e... e interesant, dar parcă nu e ceea ce îmi doresc eu. Off-road hood, ok, asta. Deci care... Ah, nu pot să văd. De fapt, este aia, stai așa că sunt curios de treabă. Ah, numai la Benis mergem first person. Ah, vreau să văd cum se vedea din first person. Ok, rămâne asta. Horn. Ok, hai să vedem, vreau ceva... Nu, ăsta de... Zici că e tank. Ok, lumini. Ok, culoarea, nu o să pun acum la neoanele astea, pentru că las pentru sfârșit ce e mai frumos. Nu vreau neapărat o plăcuță, așa, respeul la sfârșit. Nu știu, adică oare asta rămâne black chiar dacă simt culoarea, adică asta rămâne neagră, că n-aș vrea. Dacă vedeți că aici scrie black... Rack Spotlight. O luăm așa și dacă îi schimbăm că avem bani de încolo. Nu vreau să vând. Oare vreau să fie mai joasă? Nu, nu vreau să fie mai joasă. Da, vreau să aibă o transmisie mai bună. Turbo logic, că vreau. Wheels, window la, lorsele la sfârșit. Bun, hai să mergem acum la respray. Să văd dacă pot să-mi pun la secondary ceea ce vreau eu. Yes! Yes, pot să-i pun ăsta verde. Ah, doamne, doamne ce vreau. Și acum Chrome. Nu, 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 la primary Chrome. Ah, e dumnezeesc. Mamă cât de mult îmi place. De mult mi-am dorit să am culoarea asta la o mașină. V-am spus că o să dureze foarte puțin tuning-ul, de dovadă vedeți că aproape am terminat. Bun, și acum hai să mergem la lights, la neon, color și punem aici crew. Eh? Avem noi aici culoarea noastră favorită. Bun, și mergem și la wheels. La wheels vreau ceva tot așa off-road, dar nu știu dacă găsesc mai off-road decât are ea în momentul ăsta. Dar hai să vedem. SUV, nu cred că are ceva la SUV. Nu, ah, iar am uitat să-mi dau tuner, ia să vedem. Tuner, de fapt, nope. Ah, și place un moment să-mi dau pe busy, că sigur persoana respectivă o să facă spam în continuare. Ah, uite, am uitat să-mi aprind o lampă. Acum sunt mai luminat de atât. Aha, mereu uit, pentru că nu obișnuiesc să o folosesc. Așa, bun. Ok, gata. Back in business, guys. Așa, bun.
Sport, nu. Oh, uite, avem categoria off-road. Nice, atât, sătuțu. Bun. Până la urmă, tot asta stock e cea mai șmecheră, doar că... Pentru că are zinți ăștia, nu știu. Doar că... Aș vrea să schimb totuși culoarea roților, știți? Și... Pe stock nu pot să fac asta. Five. Nici că ăsta e capac de BC-ul, nu. Ăsta o să rămână, pentru că... Dacă mă duc acum la Will's Color și mă duc pe... Spune-mi că am crew, că am crew. Spune-mi, te rog. Oare am eu crew color? Doamne, țineți-mi pumnii acum. Nu am crew color. Oh my fucking god. Dar cum n-am eu crew color? Of, vreau să-i pun tot așa cu verde ăla. Mamă, dar și ăsta arată șmecher. Am o idee. O să-i spun un GZX să schimbe culoarea de la crew, să o pună cu albastru, asta pentru un viitor tuning. Mamă, ce bine ar fi arătat cu lime-ul ăsta. E, asta e, o să facem, o să mergem pe tot, stați așa. Nu. Știți unde mă duc? Mă duc la wheel type, off-road și dau pe chrome. Adică să fie cromat totuși. Bun. Ok. Astea fiind spuse, mai avem ceva. Tires, tire design. Nu, pentru că nu e o mașină sport. Da, vreau bulletproof. Și aici trebuie să am crew, din câte știu eu. Uite, crew smoke. Bun. Ok, oare mai avem ceva? Window, oare am pus? Da, am pus. Pentru că se vede, hai să verificăm, da. Băi, cred că suntem good to go. Hai să mai verificăm, bumpers. Ok, totul este gata. Hai să plecăm la luptă! Bun, o să mergem pe ciliad. Mă, unora poate nu le va plăcea cum am făcut mașina asta, dar mie îmi place super mult. Și uitați la burnout ce șmecheră e. T-ai parcat, nu vezi ce claxonam, te sperie lumea. Mamă, deci uitați-vă cum sunt astea 6 perechi de roți. Vai, nu! Am intrat direct. Mamă, dar i-am pus o armură încât nici nu se vede că a fost stricată, vedeți? Bun, hai să mergem pe ciliad. Să vedem acum dacă face fază. O să merg tot pe partea pe care am mers și în episodul anterior cu acel... Cu ce am mers eu? Cu mașina aia și cu tancul, da. Gata, m-am să aminte. V-am promis ieri că azi va apărea un nou episod. Și poate mulți întrebați și... Deci, nu știu, la mine în comentarii sunteți foarte ciudați. Pentru că când nu pun GTA 5 și pun altceva, lumea mă întreabă când pui GTA 5. Când pun GTA 5, lumea mă întreabă când pui Sims. Și hai să vă răspund, Sims-ul să apară tot astăzi, la ora 15. Este posibil, deci fiți atenți, este posibil să apară puțin mai târziu. Pentru că ieri am făcut live stream și nu știu dacă am avut timp să-l filmez. Adică, mă rog, încă nu l-am filmat, dar nu știu ce voi face, pentru că eu când filmez este vineri și este înainte de live stream. Nici live stream nici măcar n-a avut loc, dar eu vorbesc în viitor, da? Bun. Și este posibil să apară un puțin mai târziu, vă rog să mă iertați, dar dacă sunt foarte obosit după live, nu vreau să mă forțez, să zic așa, să mai filmez un Sims ca să fiu așa, da, și ăsta este coșul de gunoi, aici pun încă un perete și aici mut asta și fac asta, nu, vreau să fiu cum sunt eu, energic și plin de viață, și de aceea este posibil să apară puțin mai târziu, pentru că la ora 13:30, vineri, nu, sâmbătă, mă duc să mă tund și dacă apuc să filmez înainte să merg să mă tund, e ok. Dacă nu, înseamnă că să apară puțin mai târziu. Deci ca să știți și voi, în cazul în care voi îmi cunoașteți programul și dați refresh, de exemplu, poate este un abonat foarte activ care dă refresh de fiecare dată în fiecare zi la ora 6 dimineața ca să vadă episodul la 6 și refresh la ora 15. Deci tu, dacă ești unul dintre acei abonați activi, să știi că o să apară puțin mai târziu episodul care ar fi trebuit să apară la ora 15, ok? Bun. Și știu că sunteți foarte mulți care, pentru că pot să văd asta, care dau refresh mereu la 5:59 dimineața sau la 14:59, sunt acolo, refresh pe canalul meu, pe linkul, da, canal. Da. Ok, hai să vedem. Am să încerc să nu lovesc foarte mult mașina asta, chiar dacă este cu armură și este și cromată și pe crom, știți că nu apar zgârieturile
foarte rău. Da, și uite, vedeți că până la urmă a rămas asta neagră sus, care spuneam eu că se numește Black Spotlights acolo. Până la urmă a rămas neagră, dar arată totuși ok. Mă, nu este cel mai frumos tuning pe care l-am făcut vreodată, însă este un tuning decent, nu băieți? Și vă promit că în episodul viitor o să tunez o mașină cu acel albastru foarte purple, nu purple, că purple e dă spre mob, foarte deschis așa, da? Foarte light. Bun, hai că ușor, ușor. Mă, dar dacă e o mașină off-road, noi de ce mergem pe șosea? Ăsta e în față Ciliadul, ok, dacă ăsta e Ciliadul, mă duc, aloha Akbar. Pe Ciliad, nu? Ia dă-te naibii, băi. Deci, stai, nu o să urc. Mam, facem off-road test acum. Deci nu o să mă urc pe muntele propriu-zis. Pe munte o să mă urc, dar nu o să mă urc pe șoseaua propriu-zisă. Pe drumul. Așa, o să merg drept în față, tătuțu. Oh, da, și am zis iar tătuțu. Și sigur o să vină un fan al lui, al lui Trex. Și o să zică că, te-ai luat după Trex sau ceva. Nu, eu vorbesc cu tătuțul, cred că de când sunt foarte, foarte, foarte mic. Și așa, este unul dintre cuvintele care intră în limbajul meu. Respect foarte mult pe Trex. Deci nu cred că adică sper să evit următoarele comenturi, zeci de comenturi care vor apărea că am zis tătuțul. Și am mai zis mai devreme tătuțul, mi-am o să aminte. Uite, am auzit pe aeroportul Trevor, nice. Că am mai spus și eu odată într-un clip tătuțul și toată lumea, îl copiez pe Trex, asta e vorba lui Trex. Da, o fi vorba. Mamă, de ce mi-a spus waypoint-ul, frate? Mi se pare că e un event de la. O fi un cuvânt pe care îl folosește frecvent el, dar nu este licențiat, da? Adică nu deține dreptul de autor pe acel cuvânt. Uaaaaa, mamă, ce-am sărit. Vai, chiar cred că mașina asta va fi o mașină care va urca așa, pe de-a dreptul, pe de-a latul, da? Dar dacă va da fail, nu-i nimic, o să mergem pe drumul în sine. Dar eu tind să cred că vom reuși. Hai să vedem, reușim să ne urcăm ca nebunii pe el, pe munte, să-l călărim. Oh, da, și dacă n-ați văzut live-ul de ieri, intrați, pentru că acolo am arătat niște spoilere din tricourile ce vor fi printate cu mine, ca să zic așa. Și merită să vă uitați pe live ca să vedeți acel moment, nu știu să vă zic exact, pe la final, parcă sau pe la jumătate am spus chestia aia. De, mă rog, am mai dat spoilere și de la niște perechi de ochelari, mai multe chestii. Vai, nu pot să cred că nu urcă. Că virgulă urcă. Mamă, ești nebun, a urcat. Vai, nici măcar n-a sughițat. A urcat așa. Doamne, e un miracol! Cred că e prima mașină care merge pe Ciliad care a urcat fără să sughițe sau fără să... Mi-a uitați-vă și voi cum urcă. N-are nici pe naiba, ești nebun, a urcat. Deci uitați-vă că am venit de jos. Așa, forțat, nici n-a... Ba, e big like pentru mașina asta, thumbs up pentru cei care au venit cu ideea creierii acestei mașini. Bun, hai că aproape mă ajunge, ce să mai pe Ciliad, deci că sunt la Babele și la Sphinx-ul ăla, dacă știți. Ok, și când o să cobor, o să încerc să găsesc o parte a muntelui ăstuia pe care să cobor așa lin și frumos, în viteză, știți? Știți ce zic? Dar hai să vedem, nu știu care este cea mai optimă parte a muntelui pe care ai putea coborâ frumos, fără incidente. Ok, this is it. Ia uitați că am ajuns aici fără nici măcar un accident. A urcat mașina asta ca o șmecheră. Nu știu pe ce parte să cobor eu. Aș putea să iau pe rampa asta, dar mamă, vedeți ce frână a avut? Ok, hai să o iau prin partea asta. Nu, spune că nu. O să mă proptesc în copac. Spune că vreau să mă... Așa, bun. Mulțumesc cu piatra asta. Bun, o să cobor prin partea asta. Și sper că aici o să fie o alegere bună. Wow! Oh my god, nu pot să cred. Nu o să bube, o să ai armură. Bravo, fata mea. Deci, vrei să vă arăt că este foarte puțin lovită? Stați așa, că ajung imediat acum jos. Deci, în afară de geamurile care sunt sparte, o să vedeți că este foarte puțin lovită. Deci uitați-vă că are foarte puține zgârieturi.
mă rog, farurile sparte, dar arată aproape neatinsă din unele părți. Bun. Nu știu pe ce munte aș mai putea eu să urc. Știu că e un munte aproape de Chiliad pe care aș putea să încerc să mă urc. De fapt, sigur o să pot. Dar hai să-l coborâm pe ăsta până la urmă. Dacă am zis, am zis, nu sunt ale mele, domnișoara polițist, eu, de la dubla GSQ. Vremuri bune, când eram și eu mic și ascultam foarte multă muzică. Acum nici nu mai am timp de asta. Get the fuck out, bitches, ți-am dat puțin praf de stele. Ok. Băi, am coborât într-un final, am ajuns teferi și nevătămați. Avem și un respray, așa că voi îi vă... Ești prost, a urcat pe asta fără măcar să... Și-a bătut dicul de bariera aia. Ți-a urcat. Ce mă? Nu pot? Du-te în puie mea, ia uite. Ah, trebuia să am puțină viteză. Vreau să urc și aici. Ok, hai să mergem să o reparăm ca să fim fresh. Funky fresh. Ah, ce prost sunt, am luat-o prin spatele astea. Ok, nu cred că o să am loc cu mașina asta pe aici. În față este sâlb, deci... Ah, ia uite mă că am avut loc. Ala, ala, portocala. Bă, taci acolo. Ia, fii de-aia. Ah, am vrut să mai lovesc o dată, dar... Repair only, bun. Exit. Deci că era neagră mașina mea în partea aia. Asta-i Chiliadul din față. Aș mai încerca să mă urc o dată pe el, pentru că pare mai abrupt pe aici, sincer. Pare mai abrupt. Fuck! Bă, șerifule, t-ai parcat. Băi, sincer, m-ar tenta să văd dacă pot să urc. Pare și mai abrupt decât mai devreme. Ia, mă, ia. Provocarea, confruntarea Shaolin. Jedi. Mai și mă, deci fii atent, deci asta o să urce. Fără dar și poate, doar și poate o să urce. Deci ați văzut cât de abrupt e? Deci că fac wall ride. Deci dacă mașina asta urcă până în vârf, pe traseul ăsta, e aproape de imaginat. Neimaginat, doamne. Ablas româna de link. Dai fail de link cu româna. Opa. Aici avem parte de niște cataroaie. Nu cred, deci nu cred că o să urci pe aici. E foarte dificil traseul ăsta. No, nu urcă. Tum, tum, turu, turu. Haide mă. Știu că poți rupe pe toți. Nila ia mă. Ia. E prea din scurt. N-a avut foarte multă viteză. Aici a sughiță. Deci aici am putut spune că a sughițat. Vede, se chinuie. Deci când stă așa foarte mult pe loc ca să plece, se chinuie. Trage motorul. N-a putut. Asta e. Bă, asta e. O să mă întorc acasă și o să iau așa pe niște dealuri. Să vedeți, fac niște jump-uri acum. Dacă nu era piatra asta aici, o să fac niște jump-uri acum când mă întorc, o să vedeți. Eu obișnuiesc să merg foarte des cu mașina în GTA ca să mă relaxez. Adică pur și simplu intru în GTA și mă plimb. Și am văzut niște trasee foarte, foarte faine pe care aș putea să merg spre casă. Mamă, dar e urâtă rora zona asta, în copacul ăsta. Un copac cu flori, este tot ce mi-am dorit. Da, și au început fanii de Link să poseze pe... grupul de abonați de pe Facebook, l-aveți și voi în descriere dacă vreți să vă înscrieți. Momente așa de când cântam eu și întreba, are voce? Și eram eu când cântam ceva dintr-un episod al meu. Ok, good to go. Yo, uite, praf de stele, așa se spune la burnout-ul ăsta. Praf magic de stele. Bun, hai să-mi pun eu aici niște... prin zona asta parcă erau. Mamă, trece trenul. Oare mă pot urca cu mașina pe tren? Poate am făcut, mi se pare că asta în live stream. Deci, adică în live stream de ieri. Yeah, mă sui pe tine, biciacios. Nu l-am văzut mașina aia, pentru că mă uitam să văd de cât timp filmez. Și filmez de 19 minute și 40 de secunde fix acum. Bun. Mamă, ce mult îmi place peisajul ăsta așa cu pădure, cu chestii, trestii, socoteli. Oh. Tai, că vreau să văd niște denivelări.
în față este o denivelare. Du-te în puii mei, de ce ți-ai pus copacul acolo? Cine ar planta așa ceva? Deci uitați-vă și voi, deci dacă nu era copacul acolo. Mamă, 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 și cum săream? Ca din lansatorul de rachete. Du-dum. Op, op, eroina mea. Du-du. Ok, hai. Hai că vreau să găsesc ceva pe care să sar. Ridică-mă la cer. Hai. Mamă, în față, opa, eram obișnuit cu Optifine, frate, și am pusat că pentru că pe că aveam Optifine din Minecraft. Ok. No, nu e o zonă bună. Nu, 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 nu era zona potrivită. În față este zona potrivită. Sper să nu fac accident cu o mașină. Iar e un copac prost, de să-mi trag picioarele. De ce nu pot să merg printr-un tufiș? Uitați-vă și voi câte failuri am dat din cauza copacilor. Copac. E ca și nici... Ficat, ficat, ficat. Ok, chestii de astea vreau să fac, numai că n-am avut prea multe ocazii. În față este baza militară, oare să intrăm aici? Ok, hai să o facem. Să o facem la te. Încă o dată. Vreau să fur o Hydra. Fără să-mi sun la Lester, adică mă rog, fără să sun la Lester ca să-mi scoată chestia de urmărire. O să sun la Lester în momentul în care am furat Hydra. Dar, e cam greu pentru că ăștia deja sunt cu elicopterul, vedeți aici? E posibil să dau fail, mă rog, scopul n-a fost, scopul acestui episod n-a fost să intru aici să fur o Hydra. Dar, de ce nu? Sunt șanse foarte mici pentru că este elicopterul acolo. Dar hai să încercăm, nu? Nu mi-am planificat să fac asta, dar poate iese totul. Improvizăm noi ceva. O să tragă ea după mine, stai liniștiți. O să vină și lansatoarele de rachete. Lesterino. No, 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 no. Mamă, mamă, cum am trecut pe lângă racheta aia. Ați văzut? Deci, vai. No! Dar nu s-a auzit te naibii de rachetă. Și ce? Get the fuck out. Nu, Simon, nu. Băi, era în telefon și nu puteam să accesez. Deci, să-mi trag pe-am, eram în telefon și eu apăsam click dreapta, știi, să mi se schidă ăla, dar gen suna pe Simon ăla. E, asta e, am încercat să facem. A fost o senzație destul de faină când eram așa în aer și picam și știam. Ok, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest episod. Noi ne vedem la ora 15, cel mai probabil, cu un episod din Sims 4, în care am făcut niște lucruri foarte, foarte, foarte faine. Și, bineînțeles, dacă n-ați văzut livestream-ul de ieri, faceți o vizită, am să vă las link în descriere. Și ne revedem cât de curând. Ciao!